Este foarte regretabil faptul că în timpul examenului de bacalaureat au fost publicate pe unele rețele de socializare o fotografie a testului din examen. Noi deja am identificat centrul din care această fotografie a fost făcută și am identificat persoana responsabilă de organizarea examenului în acel centru care a permis fotografierea testelor de examen. Deci această fotografie a fost făcută în Liceul Teoretic Pușkin din raionul Ungheni. Este identificată și asistentul care a permis fotografia, să se fie efectuată fotografia acelui test. Angajații Inspectoratului General de Poliție documentează acum cazul și identifică dacă au fost implicate și alte persoane. Și când vom deține mai multe informații, vom veni cu informații suplimentare la acest incident de astăzi.